Salutare, dragă săgetător! Bine te-am regăsit la o nouă citire în tarot. Eu sunt Cristiana, iar etalarea de astăzi este pentru luna nouă de pe 14 octombrie în Zodia Balanță. Începem etalarea cu situația ta curentă. Care este energia situației? Care este locul în care te afli în momentul ăsta și ce fel de influență are asupra ta. Aș zice eu un moment de transformare în viața ta cu treiul de bâte, un moment care te conduce către un nou moment, un nou ciclu din viața ta. Te afli într-un moment în care ți se oferă oportunitatea de a progresa, de a evolua. În care poți manifesta dorințele tale. Alege un lucru pe care ți-l dorești manifestat în viața ta. Setează această intenție cu această lună nouă. Însușește-ți energia a ceea ce vrei să manifesti în viața ta. Simte bucuria pe care acel lucru l-ar provoca în sinea ta odată ce îl ai. Nu trebuie să fie ceva material neapărat, poate fi vorba de absolut orice, să depășești o condiționare, să îți schimbi, nu știu, locul de muncă, partenerul, orice, da? Să depășești o convingere pe care o ai, o mentalitate pe care o ai, da? Setează această intenție pentru că viitorul se arată mult mai luminos decât ceea ce ai experimentat până acum. Sunt oportunități nelimitate în calea ta, însă trebuie să alegi o singură direcție și să mergi pe ea. Nu poți, mai ales dacă nu ești obișnuit să manifesti, da? Lucruri, e foarte greu să pui mai multe intenții, pentru că n-ai cum să-ți pui atenția peste tot. Dacă pui peste tot, nu o vei pune nicăieri. Din momentul ăsta te poți îndrepta către un viitor mai bun, dar hai să vedem care este provocarea care te blochează, da? Pe care trebuie să o depășești pentru a ajunge acolo. Regina de spade în poziție inversă. Clar, gândurile tale, clar energia ta per total este o energie rece, o energie în extrema cealaltă, fiind o zodie de foc, ar trebui să fii într-o energie calmă și caldă. Provocarea ta este felul în care te deschizi, felul în care comunici, îți folosești cuvintele și ele de foarte multe ori sunt tăioase și acide. Poate că ar trebui să nu mai fii atât de răutăcios și mai degrabă mai împăciuitor și mai calm și mai iubitor. Pentru că toată această ignoranță a ta duce către foarte multe stări emoționale în care începi să te identifici cu emoțiile tale, începi să judeci și începi să condamni lumea ta exterioară pentru tot ceea ce trăiești
Și în momentul în care ești deconectat de sufletul tău, de intuiția ta, tendința este de a trăi foarte mult în mintea ta și de a lua cele mai proaste decizii pe care le poți lua pentru dezvoltarea ta. Tot ce faci să te menții legat la ochi, blocat în aceeași energie, în aceleași credințe, în aceleași mentalități, rămâi în turmă, bați pasul pe loc și nimic nu se transformă. Sfatul pentru a depăși această provocare te împotrivești unui nou început. Mai puțin că mi-a căzut o carte. Te împotrivești acestui nou început care vine în energia nebunului aici. Ești blocat în trecutul tău. Ai tendința de a fi naiv și a-ți cumva asuma lucrurile de dinainte cum că le știi pe toate, însă nu ne avem timp într-o viață întreagă să le cunoaștem pe toate, și lipsa asta de experiență te menține într-o energie superficială, te face să iei decizii impulsive, te face să pierzi contactul cu realitatea, să crezi că ai răspunsurile sau că le cunoști pe toate, cum am mai zis. Și atunci nu ești atent, reacționezi foarte mult și acționezi foarte puțin. A venit momentul să schimbi atitudinea, să schimbi felul în care faci lucrurile. În loc să reacționezi impulsiv, ia-ți un moment și analizează lucrurile și apoi ia decizii și apoi acționează. Deschide-ți mintea către a cunoaște mai multe și nu mai avea impresia că le cunoști pe toate. Analizează puțin lucrurile și vezi nu cumva multe lucruri pe care ți le însușești ca fiind adevărul tău sunt de fapt lucruri pe care le-ai primit din exteriorul tău și atunci nu ai cum să ți le însușești ca fiind ale tale și a venit momentul să cunoști diferitul în anumite situații, în anumite mentalități pe care le ai și perspective și convingeri. Oportunitatea pe care tu o poți avea înaintea ta și pentru a ajunge acolo unde îți dorești dezvoltarea. Tot îmi venea imaturitate. Exact are legătură cu ideea aia de le știu pe toate și nu mai trebuie să cunosc. Și atunci, în loc să evoluez și să cresc, rămân pe loc și devin imatur și reacționez mai mult decât acționez. Lipsa asta de cunoaștere te blochează în locuri care nu mai sunt ale momentului acum, da? Pierzi semnele, pierzi oportunitățile, pierzi îndrumarea și ghidarea divină. Trebuie să te deschizi mai mult către viață și situația asta este oportunitatea de a te deschide către viață, de a echilibra balanța vieții tale și a valorifica experiențele tale. Care este cel mai probabil rezultat dacă te aliniezi cu sfaturile date aici? Am început etalarea cu 3 de bâte și încheiem etalarea cu 2 de bâte. Rezultatul cel mai probabil pentru tine, dacă iei aminte la ceea ce ți-am transmis aici, este evoluție, este activare, este depășirea ego-ului și conectarea cu sufletul tău. Îți va fi mult mai ușor să ieși din zona ta de confort, din lucrurile familiare ție și să
continui să faci tot timpul pași înainte. Vei înțelege alegerile pe care trebuie să le faci între tot ceea ce înseamnă cunoscut și tot ceea ce înseamnă necunoscut. Vei înțelege că schimbarea este o oportunitate de evoluție și că este singura constantă din viața ta și nu-ți va mai fi teamă să profiți de acele momente transformatoare din viața ta. Vei înțelege că lumea este plină de oportunități nelimitate ce sunt acolo pentru ca tu să primești în viața ta tot ce înseamnă energia divină, energia asta pozitivă, da? Să te bucuri de viață la un alt nivel față de cum o faci în acest moment. Ia decizia aia. Ia decizia aia care ți-e frică și teamă să o iei. Este oportunitatea care ți se oferă să lucrezi cu mintea ta subconștientă, să ți înțelegi mintea cu adevărat, să înțelegi mecanismul de operare al minții tale, să înțelegi că mintea ta fie este cel mai bun prieten al tău, fie îl poți transforma inconștient în cel mai mare dușman al tău. În realitate, există un singur adevăr, adevărul divin, care este plin de posibilități nelimitate. Însă, din păcate, nu toți putem vedea acest adevăr pentru că suntem mult prea concentrați pe neajunsurile vieții materiale și suntem deconectați de natura noastră și de esența noastră și atunci pierdem contactul cu realitatea. Uită-te către viitor cu dorință, cu determinare și cu prezență în momentul acum pentru a vedea și a înțelege exact ceea ce se întâmplă și a nu mai privi ca pe o piedică, ci ca pe o mare oportunitate pentru tine de a-ți transforma viața. Îți mulțumesc că ai rămas până la final și aș aprecia dacă ai vrea să arăți susținere către acest canal prin a apăsa butonul de like și a lăsa un comentariu cu un emoticon. Eu am fost Cristiana și te îmbrățișez cu multă iubire, iar până data viitoare, nu uita că ceea ce vei trăi de acum înainte depinde de alegerile pe care le faci astăzi.